Pandemia are efecte surprinzătoare în domeniul imobiliar. După perioada de izolare, românii vor locuințe mai mari și se împrumută mai mult la bănci. Este concluzia analiștilor financiari care spun că interesul pentru case a explodat, iar piața imobiliară revine încet la viață. Deși trecem printr-o perioadă instabilă din punct de vedere economic, pandemia i-a determinat pe mulți români să își caute locuințe mai spațioase. Este și cazul lui Răzvan, de profesie inginer, care a hotărât să se mute cu familia dintr-un apartament cu 3 camere la casă. Ca și compartimentarea aceasta dispune de 4 camere, din care 3 sunt dormitoare. Livingul este open space cu bucătăria, așa cum îl vedeți aici. Avem 3 băi, 2 sunt dotate cu cabină de duș, una este baie de serviciu, avem balcon, terasă și dressing. În cele 2 luni de izolare, inginerul și-a dat seama cât de important este să stai la curte. Cum confortul costă, s-a gândit să facă un efort financiar și să ia un credit bancar. Primul motiv sunt copiii, fiind curte mare, au nevoie de loc de joacă. Al doilea este spațiu. Într-un apartament nu prea poți spațiu cam restrâns. În funcție de prețul casei, ce voi găsi și gusturile mele, s-ar putea să iau și un credit. Datele oficiale arată că în luna august creditul acordat populației a ajuns la aproape 150 de miliarde de lei, în creștere cu 0,6% față de iulie și cu 5,5% față de anul anterior. Brokerii spun că saltul este mare la împrumuturile imobiliare. Românii caută în medie case care să se încadreze în jurul sumei de 100.000 de euro. Cererile pentru case pe segmentul acesta începuseră să scadă chiar înainte de pandemie. Imediat după ieșirea din carantină, nu ne așteptam să crească atât de repede. Aproximativ 20-30% mai multe cereri. Dezvoltatorii imobiliari au înțeles noile cerințe ale cumpărătorilor, iar constructorii s-au adaptat rapid. În blocurile nou construite, apartamentele sunt mari, cu spații de depozitare, încăpătoare și terase generoase. Dezvoltatorii oferă pentru doritori apartamente mai spațioase, mai luminoase, cu terase care se întind până la 140 de metri pătrați. Analiștii financiari spun că dacă trendul crescător se menține la împrumuturile imobiliare, volumul de creditare pe acest segment ar putea fi mai mare ca anul trecut. Prețurile caselor în oraș încep de la 80.000 de euro și pot să depășească 500.000 de euro.